capitolul 3. Doctorul Rodica Tudoran este primul cadru medical de la Spitalul Județean din Constanța care s-a vaccinat anticovid. Medicul șef de la Unitatea Primirii Urgențe SMURD a urmat același proces prin care au trecut și colegii săi de la Spitalul de Boli Infecțioase. Triaj, camera de vaccinare, administrarea serului și monitorizare timp de 15 minute. Cum că am făcut vaccinul, sunt chiar fericită și sper să fie bine și numărul de cazuri să fie în scădere pentru următoarele luni. După ce am văzut în ultimele luni, nu în ultimele 10, dar ce am văzut în ultimele 3 luni, când aud despre oameni care nu vor să se vaccineze, mie mi se face frică. Frică de faptul că nu vom putea nici cu vaccin stăpâni pandemia, din cauza celor care sunt sceptici. Și din păcate, îndoiel există și în rândul cadrelor medicale. La Spitalul Județean din Constanța încă sunt cadre care nu s-au programat pentru vaccinare. Aproape jumătate din personal și-a dat acordul momentan pentru imunizare. În măsură ce feedback-urile vor fi pozitive, eu sunt convins că numărul va crește semnificativ. Noi nu i-am întrebat de ce nu am făcut o listă cu cei care doresc. Deci, până la urmă, fiecare face cum crede de cuvință. În jur de 1000 de persoane, avem 1100 avem până la ora asta doritori din Spitalul Județean. Vaccinarea se va face în cele 3 puncte amenajate în containerele din curtea unității medicale. Până la 150 de doze au urma să fie administrate zilnic. S-au creat circuite speciale de intrare-ieșire, iar imunizarea va fi realizată de echipe medicale ale Spitalului Județean. Procesul de vaccinare din faza 1 se mai desfășoară în încă 5 unități spitalicești din județ: Spitalul Municipal Mangalia, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, Spitalul de Recuperare din Eforie Nord, Spitalul Municipal Medgidia și Spitalul Militar de Urgență. Mâine, poimine vom deschide Hârșova și Cernavodă. În momentul în care vedem că aproape este epuizat, imediat vom aproviziona, nu contează, zi, noapte, vom aproviziona centrele de vaccinare. Procesul de vaccinare din faza 1 ar urma să fie finalizat în aproximativ 3 săptămâni, estimează autoritățile. Ulterior vor intra în programul de imunizare oamenii din grupele de risc și categoriile socioprofesionale esențiale.